Ziua a doua din cadrul legendarului Raliu Alb Brașovului, desfășurat în acesta sub denumirea de Test Rally Powered by ProX, a început pe celebrele probe speciale Babarunca și Muntele Roșu, acțiunea încheiindu-se pe faimosul drum de Poiană cu o probă ce s-a desfășurat înainte de lăsarea serii. Simone Tempestini câștigă prima probă a zilei și reușește să se apropie la doar 3 secunde de Mats Osberg, cel din urmă având însă parte de o defecțiune tehnică ce îl țilește la banon la finalul parcurgerii specialei Babarunca. Astfel, după un parcurs foarte rapid, Tempestini și Sergiu Itu devin câștigători pentru a 6-a oară la Brașov, reluându-și în forță astfel parcursul din Campionatul Național de Raliuri Betano în cadrul acestei etape cu numărul 2 de la Brașov. Simone Tempestini, Sergiu Itu, felicitări, câștigători pentru a 6-a oară consecutiv la Test Rally Brașov, după o luptă extraordinar de strânsă cu campionul mondial Mats Osberg, luptă care, din păcate, s-a terminat prematur. Simone, felicitări! Mulțumesc mult! Sunt fericit pentru cursa pe care am avut-o. Într-adevăr, mi-ar fi plăcut să mergem tare continuare și pe următoarele două probe, adică Gheia și întoarcere pe Babarunca și Poiana la Vale. Da, o bucurie că am câștigat încă o dată Raliul Brașovului, asta nu pot să o spun, că sunt foarte fericit pentru asta. Coechipierii acestora, Bogdan Manișca și Sebastian Itu, reușesc să vină pe poziția a doua, aceștia fiind urmați de către câștigătorii Power Stage-ului de pe Poiana Brașov. Este vorba de echipajul Sebastian Barbu și Bogdan Iancu. Norbert Maior și Francesca Maior revin conform regulilor Rally 2 și reușesc după un forcing de zile mari să se impună în cadrul categoriei două roți motrice. Echipajele brașovene țin ștacheta ridicată și în cadrul claselor 11 și RC2N, dedicată modelor Mitsubishi și Subaru, frații Șoș reușind să impună în prima din cele două categorii, la grupa N, cei mai rapizi fiind Andrei Gârtofan și Doru Vraja, pe modelul Subaru Impreza VRX STI, de grupa N, bineînțeles, așa cum a spus și mai devreme. Radu Necula și Adrian Temeș au parte de un ritm extraordinar în ziua cu numărul 2 și se impun la Swift Cup în duelul dat cu Bogdan Tălașman și Andrei Mitrașca, în timp ce la Cupa Dacia, Dragoș Popa și Vlad Corceiu reușesc să-și păstreze ritmul ridicat cu modelul Sandero și se impun la finalul celor două dile de concurs. La clasa 12, Băcăoanii Teodor Simon și Alexandru Bidileu dau ritmul cu modelul Seat Ibiza Cupra, iar în cadrul Rally 2, celebrul Peugeot 106 de la Hashtag Motorsport este readus pe prima poziție a podiumului de către George Marinescu și Alexandru Simon. La istorice, Dorin Alexandrescu și Andrei Monțescu se impun cu modelul Volkswagen Golf 1. Astfel, la final, la două zile pline de acțiune și de suspans, Simone Tempestini și Sergiu Sebastian Itu câștigă ediția cu numărul 50 a Raliului Brașovului, aceștia fiind urmați de către Bogdan Marișca și Sebastian Itu și de către câștigătorii Power Stage-ului Sebastian Barbu și Bogdan Iancu. Următoarea etapă a CNR Betano va avea loc la Harghita, în jurul orașului Iodorheiul Secuiesc și se va desfășura în perioada 7-8 mai 2021. Vă așteptăm acolo!